Liderul PPCD și noul viceprim-ministru Iurie Roșca neagă faptul că Voronin i-ar fi propus să-l facă președinte al Republicii Moldova, așa cum s-a zvonit anterior în presă. Potrivit publicației de limbă rusă Moldavskie Vedomosti, Voronin i-ar fi propus funcția de președinte al țării în următoarele alegeri prezidențiale, care ar trebui să urmeze anticipatelor de la 29 iulie. În timpul discuției, Voronin mi-a spus că îmi încredințează funcția de vicepremier pentru a ameliora relațiile cu România și ulterior pentru a-mi oferi posibilitatea de a candida la funcția de președinte al țării, ar fi declarat Iurie Roșca potrivit sursei citate. Astăzi, Roșca a avut însă o altă explicație la această temă. Sub nicio formă, și resping categoric, dacă vreți, nu s-au purtat discuții între mine și președintele Voronin asupra succesiunii. În general, este o chestiune ridicolă. Am impresia că doi foști demnitari importanță în ierarhiile recente ale Republicii Moldova s-au cam poticnit tocmai pentru că au avut această obsesie de a deveni succesori. Și acum ambii au prilejuri de insatisfacție, indispoziții, supărări și așa mai departe. Eu asemenea probleme nu am. Președintele Voronin este un om politic responsabil și experimentat și nu face asemenea promisiuni gratuite, iar eu sunt suficient de conștient de locul care îmi revine în viața publică pentru a nu face asemenea a pretinde asemenea promisiuni. În altă ordine de idei, Roșca a negat categoric afirmațiile unor analiști economici de la Chișinău, potrivit cărora, în rezultatul acordării creditului de 500 de milioane de dolari americani, Rusia va cere în mod cert staționare nelimitată a trupelor sale în Transnistria, federalizarea Republicii Moldova și oficializarea limbii ruse. Nu cred că, în primul rând, a doua limbă rusă, limbă de stat, limba rusă, este imposibil de adoptat în Republica Moldova, chiar dacă prin absurd am închide ochii și ne-am imaginat că, uite, există o majoritate parlamentară care ar face o asemenea șotie. Este imposibil, este indezirabil și nu cred că administrația Federației Ruse poate să aducă astfel de condiționări. Să vedem în ce condiții au fost oferiți acești bani. Republica Moldova are nevoie de bani. Republica Moldova poate să contracteze aceste credite de la state, cum este Federația Rusă, de la instituțiile creditar financiare internaționale, de la alte instituții internaționale capabile să sprijine Republica Moldova, și eu nu văd nimic rău în asta. Nu văd nimic rău. La nivelul dialogului politic între Rusia și Republica Moldova, eu cred că este bine, că el devine din ce în ce mai funcțional. Republica Moldova nu poate să aibă un comportament atipic în relațiile cu Rusia. Sigur că vrem ca acești bani să fie contractați în condiții transparente pentru opinia publică, să fie utilizați cât mai eficient posibil.